Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine v-am regăsit la microfon, Cristian Ivaneș. Am niște întrebări, am niște frământări, am niște dubii pe care aș vrea să le lămuresc cu dumneavoastră citind o știre pe site-ul BBC, pe care știre a preluat-o și presa mainstream din România în mare majoritate, nu în totalitate, și anume una care îl privește pe disidentul rus Alexei Navalny. Da, da, cel otrăvit, știți bine, de regimul putinist cu Germania, tratament, întors în Rusia, etc., revin. Până una alta, ce citim? Citim așa, că Navalny a fost condamnat, asta apropo, și exact asta este tema emisiunii de astăzi, de cum funcționează, de modus operandi al unui regim autoritar, al unei dictaturi, da? Al unei dictaturi, precum este cea putinistă din Rusia. Navalny, pe lângă, sigur, condamnarea precedentă, a mai fost condamnat, dacă vă vine să credeți, la încă 19 ani de pușcărie în cadrul unui proces ce s-a desfășurat într-o colonie izolată din Rusia. Asta aflăm din știrea BBC. Navalny a fost găsit vinovat de ce? Nu contează de ce, oricum, într-un astfel de regim. Nu? Și Gheorghe Ursu a fost găsit vinovat că avea $17. Nu pentru activitatea lui anti-ceaușistă. Da? Nici vorbă. La fel încearcă toate dictaturile, să știți, cu diverse îndepărtări sau apropieri de la linia asta. Și Navalny a fost găsit vinovat de înființarea și finanțarea unei organizații și a unor activități extremiste. Punct. Da, absolut punct. Asta este. Bun, ce mai citim? Că Navalny se află în prezent încarcerat și îi spășește deja pedeapsa de 9 ani pentru încălcarea eliberării condiționate, fraudă și sfidarea instanței. Asta cu sfidarea instanței cred că este chiar adevărată, pentru că și eu aș fi sfidat instanța știind oricum că instanța are ordine clare de la regim să mă condamne la ani grei de pușcărie. Libertatea instanței de a delibera independența justiției în regimul putinist, vă dați seama, nu insist. Din 2021 Navalny se află încarcerat în această colonie penală izolată. Și aici eu am o serie de nelămuriri și de întrebări pe care aș vrea să vi le prezint și dumneavoastră și să vă cer opinia. Procurorii ruși ceruseră o pedeapsă de 20 de ani de închisoare în această colonie cu regim special. Coloniile astea în Rusia cu regim special sunt rezervate celor mai periculoși infractori. E deci clar cum este văzut Navalny de către regimul putinist ca extrem de periculos. Într-un mesaj postat pe rețelele de socializare, are acces foarte limitat și cenzurat la astea din acea colonie, înaintea aflării verdictului, aflăm că Navalny și-a exprimat convingerea că va primi o pedeapsă cu închisoare de tip stalinist, ceea ce s-a și întâmplat, menită să sperie, să descurajeze alți potențiali disidenți. Cam asta se făcea și în stalinism. Vă mai amintiți probabil de procesele acelea, spectacol care aveau loc în spații mari, într-o hală de întreprindere, într-o sală de sport, în temiri, așa pe unde, unde erau aduși sute sau mii de oameni să asiste la pedepsirea exemplară, uneori cu moartea, bineînțeles, a dușmanilor poporului. Pe hârtie, cazul este judecat de un tribunal din Moscova, teoretic, însă decizia ca procesul să se desfășoare la distanță, într-o închisoare, sugerează că autoritățile ruse au dorit să evite publicitatea, care ar fi venit inevitabil odată cu transportarea lui Navalny la Moscova. Și atunci, eu am o nedumerire pe care nu mi-o pot explica. Nu mă pot dumiri, nu pot să găsesc o explicație, un răspuns rațional la alegerea lui Navalny de a se întoarce în Rusia,
acum 2 ani sau când o fi fost, după otrăvirea sa cu Novicioc, după ce a fost tratat în Germania, după ce era cât pe ce să moară și știa bine că întorcându-se în Rusia, aia era calea spre pușcărie, spre colonia penală, spre condamnări care acum însumează 19 plus 9 ani, da? Deci 28 de ani de închisoare acum. Cine știe ce se mai întâmplă de aici încolo? Și întrebarea mea pe care mi-am pus-o și la care nu am găsit răspuns rațional și rezonabil, vă întreb și pe dumneavoastră, de ce a ales Navalny să se întoarcă în Rusia? O fi dorit să facă pe eroul, să se autotransforme într-o figură, așa, într-o icoană a luptei pentru libertate a poporului rus oprimat de dictatura putinistă? O fi vrut ca prin sacrificiul său să încerce să determine o răzmeriță, o revoltă, demonstrații masive de stradă, antiregim? Oare să fi fost atât de naiv încât să-și fi imaginat că Rusia funcționează așa? Nu s-a putut gândi omul ăsta că pur și simplu va înfunda o colonie penală cu statut special, colonia asta penală, nu el în ea, și cam asta va fi tot? Nu răzmerițe, nu proteste de stradă, nu răsturnat regimul putinist, nu nimic. Și că încetul cu încetul, așa cum s-a și întâmplat și istoria ne-a demonstrat în ultimii 2 ani și un pic sau cât s-au adunat de atunci, numele său începe să se uite. Avem și Ucraina, deja lucrurile au luat-o cu totul și cu totul altă întorsătură. Sigur că așa funcționează dictaturile, că tot discutăm de modus operandi al lor. Adică te condamnă, ți inventează tot felul de infracțiuni, nu există o justiție independentă, oamenii aia sunt cozi de topor care execută niște ordine clare, simple și foarte precise și concrete. Ăsta trebuie să înfunde pușcăria pentru încă 19 ani. Să trăiți, înfundă pușcăria pentru încă 19 ani, se adaugă aia 9, vor mai urma și alții, va aduna jumătate de secol de pușcărie, la revedere, pa! Nici nu trebuie să-l asasineze cineva în închisoare. Nici nu trebuie să vină alt Novicioc. Nu trebuie să-i dea cineva cu ciocanul în cap. Asta este. Acolo, omul probabil e mai sensibil, se poți îmbolnăvi de ceva, chiar și fără să fie asasinat. Poți să o iei razna. Asta este o față groaznică, una din multele fețe înfiorătoare ale oricărei dictaturi. Aceea, deci, de a scăpa de opozanți, de disidenți. De ce totuși a făcut Navalny asta? Să fi fost atât de naiv, să fie un alt motiv la mijloc, când putea foarte bine să aleagă calea libertății, era în Germania, era în vest, putea cu siguranță merge în Statele Unite, unde ar fi fost pus la adăpost de tentativele de asasinat și de unde ar fi putut să lupte mult, mult, mult mai eficient împotriva dictaturii putiniste din libertate și nu dintr-o colonie penală specială de undeva din fundul Rusiei. Nu am explicație rațională pentru că, după opinia mea, nici nu există o explicație rațională, repet, rațional. O explicație cu certitudine va fi existând. Cândva, poate, o vom și afla ce a fost în capul, în mintea și în sufletul acelui om când s-a suit în acel avion ce l-a dus la Moscova pentru a fi arestat. Pentru că el s-a dus pentru a fi arestat, pentru a fi încarcerat, pentru ca regimul putinist să-și bată joc de el pe față. Nu înțeleg asta. E un eroism prost înțeles. Este o speranță deșartă. Repet că vor fi urmat după aceea devărsări de fluvii de oameni pe străzile Moscovei și ale Sankt Petersburgului și încă vreo 2-3 orașe mai măricele din Rusia. Asta să fi sperat acel om,
că el face un sacrificiu pentru sine, dar ceva bun pentru ideea de democrație în Rusia? Nu știu zău, nu cred că este totuși atât de naiv, deci înseamnă că trebuie să fie vorba de altceva. Ei bine, eu acest altceva nu îl văd, nu îl înțeleg, pentru că dacă e strict vorba de lupta împotriva dictaturii putiniste, atunci ar fi fost mult mai eficient un Navalnui liber, un Navalnui sănătos, un Navalnui trăitor într-o democrație liberală de tip occidental, de genul Statelor Unite, Canadei. Nu știu, nu are importanță. Așa, la fel cum se întâmplă cu absolut toți, numele lor, lupta lor, destinul lor se uită. Se uită, intră într-un fel de malaxor al timpului care toacă și face ferfeniță absolut tot. Cum bine știm că se întâmplă și cu viețile noastre, că nici noi nu facem excepții. Și atunci vă întreb și pe dumneavoastră, putând lesne anticipa ce urma să-i însceneze regimul, de ce a ales acest om calea acestui sacrificiu absolut peste puteri? De ce să faci asta? La ce bun? Cui folosește? Astea sunt întrebări la care vă invit să răspundem împreună, eu unul mai puțin, pentru că nu am un răspuns rezonabil. Însă putem să învățăm din toate chestiile astea, așa cum putem învăța din cărți, că și cărțile, la fel ca realitatea, ne arată de ce sunt capabile aceste dictaturi, orice fel de dictatură, orice fel de dictator, de orice tip, nu contează că e de stânga, e de dreapta, e de față, e de spate, e de sus sau e de jos. Toate dictaturile, toate regimurile autoritare încearcă să-și elimine fizic opozanții. Întâi se reducă la tăcere prin înfricoșare, prin intimidare și dacă nu se poate prin asta, atunci n-au nicio problemă să-i omoare. Orice dictatură, de orice fel. De aceea dictaturile sunt atât de teribile. Și dictatorii, chiar dacă ei sunt în devenire, chiar dacă ei sunt încă mititei și au aspirații mari, vezi că avem și noi cazuri prin Europa Centrală și de Est, să știți, și foarte multă lume se lasă mesmerizată, am observat chestia asta și în urma unor emisiuni de ale mele pe canal, mesmerizată însemnând fascinată, așa ca o magie, uluită, fermecată de discursul unor autocrați, ca să nu-i numim chiar dictatori, pentru că domnul Orban este un autocrat fără discuție, cred că ar fi și dânsul de acord până la urmă cu această terminologie. Autocrația înseamnă un regim ferm, un regim dur, unde presa nu are libertate, unde presa este îngrădită, și știți foarte bine tot restul. Cu toate astea, am observat, la fel se întâmplă și în Rusia putinistă, dar într-o măsură mult, mult mai mare decât în alte părți, sunt oameni care sunt pregătiți să-și facă chip cioplit. Pur și simplu se lasă uimiți. Fiindcă dictatorii mai fac și ceva pentru ei, sau dau impresia că fac ceva pentru ei. O investiție, o școală, un stadion, niște bani, niște avantaje. Și atunci, dacă nu ești bine mobilat astfel încât să discerni niște chestiuni și n-ai ce cu ce compara, atunci brusc și dintr-o dată acești autocrați, wannabe dictators, da? Adică dictatori aspiranți, dacă vreți, deocamdată. Da? Ăștia devin populari și câștigă în multe părți, inclusiv în Rusia, mințile și sufletele multor, multor milioane de oameni. Uneori, dictatorii sau autocrații sunt aleși prin alegeri libere sau semilibere. Alegerile nu sunt întotdeauna măsluite în dictaturi, pentru că ele pot să facă sau în regimuri autocrate. Ele pot să facă asemenea jocuri încât pur și simplu să își câștige
prin temiri ce metode, prin temiri ce manipulări, prin tot felul de subterfugii, să-și câștige o anume majoritate, o anume simpatie. Nu uitați niciodată faptul că Hitler a câștigat niște alegeri libere și corecte la un moment dat, la începutul carierei sale. Niciodată nu trebuie uitată chestiunea aceasta. Și nu este singurul exemplu. Au mai fost dictatori care au fost la un moment dat extrem de populari, foarte simpatici oamenilor. A, că după aia nicio dictatură nu sfârșește bine, niciun dictator sau autocrat nu sfârșește bine, este la fel de adevărat. Dar de la momentul popularității, chiar maxime, și sfârșitul rău, poate să treacă un răstimp atât de îndelungat care să facă un rău atât de mult propriei țări. Nu asta era tema, asta este o digresiune pe care am ținut să vă spun. Tema era să observăm cum funcționează o astfel de dictatură ca cea putinistă. În cazul Ungariei nu e vorba de o dictatură, ci e vorba de o autocrație. Chestia asta ne-a spus-o și Parlamentul European. Deci nu este neapărat o invenție a nu știu cui, puțin important. Și deci vedem cum se comportă cu niște disidenți care au încercat la un moment dat în viața lor să facă ceva și pe care eu, în cazul Navalnei, nu îi înțeleg. Nu le înțeleg sacrificiul, dorința de a se sacrifica, nu le înțeleg sensul acelor alegeri. Poate le înțelegeți mai mult dumneavoastră decât reușesc să o fac eu și sunt foarte bucuros să începem o discuție pe tema asta la secțiunea comentarii. Vă mulțumesc pentru atenție, pentru faptul că faceți subscribe pe acest canal și îl recomandați și altora. Mulțumesc că îl distribuiți mai departe prin rețelele dumneavoastră de socializare. Multe mulțumiri pentru Cristian Ivaneș Oficial Facebook, pagina oficială de Facebook a canalului. De asemenea, vă mulțumesc că îl sprijiniți pentru a putea exista mai departe aici în online, canalul desigur, prin Patreon, PayPal și Revolut, informații aici în textul de sub imagine. Bine, a fost la microfon Cristian Ivaneș. Până data viitoare, toate bune și ca de obicei, să auzim, desigur, numai de bine.